După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Într-un ținut îndepărtat, trei magi te-au în stele, privind spre cer se minunau de ce vedeau în ele. Pentru-un moment se opresc uimis, privind o nouă stea, și toți încearcă să înțeleagă ce steaua prevestea. Au început a căuta în cărți în vechi preziceri ce veste aduce noua stea, ce luminează cerul. Descoperind ce a fost vestit de prorocii în vechime, că s-a născut în Betleem Iisus Mântuitor. Aș vrea să mă închin în fața Regelui, aș vrea să-i duc un dar Mântuitorului. Veniți, prieteni dragi, să mergem la Iisus. Lui, înaintea Domnului, aș vrea să mă închin în fața Regelui, aș vrea să-i duc un dar Mântuitorului. Veniți, prieteni dragi, să mergem la Iisus, înaintea Lui, înaintea Domnului. Lui. Ei au pornit voioși cântând cu daruri pentru Domnul, tămâie, aur, spirne au pentru Mântuitorul. Călăuziți pe drum de stea, ei merg cu bucurie, găsesc pe Domnul într-un staul înconjurat de vite. Să mă închin în fața Regelui, aș vrea să-i duc un dar Mântuitorului. Veniți, prieteni dragi, să mergem la Iisus, să înaintea Lui, înaintea Domnului. Aș vrea să mă închin în fața Regelui, mergem la Iisus, stai înaintea Lui, înaintea Domnului. Aleluia, 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 înaintea Domnului.